De la începutul acestui an, 41 de persoane, dintre care 7 copii, s-au otrăvit cu ciuperci culese din păduri sau cumpărate din locuri neautorizate. Dintre aceștia, 39 au fost internați în spitale. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în raioanele Florești, Dondușeni, Orhei, dar și în municipiul Chișinău. În acest context, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor face un apel către cetățeni și îi îndeamnă să nu procure ciuperci de pe marginea drumului de la persoane necunoscute sau în loc neautorizate. Totodată, preîntâmpină oamenii că semnele intoxicației cu ciuperci apar în cel puțin 15 minute și se manifestă prin creșterea salivației, lăcrimare, dureri abdominale, tensiune arterială scăzută. Ulterior, apar tremurături, stare de confuzie, mișcări bruște, halucinații și convulsii. Dacă nu este depistată la timp, peste cel mult 72 de ore, otrăvirea duce la comă, care poate provoca decesul persoanei.